Consiliul European urmează să recomande deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina și Republica Moldova. Prevederea a fost inclusă în proiectul declarației finale a reuniunii șefilor de state și de guverne ai țărilor blocului comunitar care va avea loc la Bruxelles în 14 și 15 decembrie. În ajunul summitului, ministrul de externe Nicu Popescu se află într-o vizită de lucru la Paris și la Bruxelles, unde are programate întrevederi cu mai mulți șefi ai diplomațiilor europene. La summitul din această săptămână, atât autoritățile de la Kiev, cât și cele de la Chișinău speră că liderii țărilor Uniunii Europene vor accepta deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. E și recomandarea Comisiei Europene anunțată în noiembrie, după ce și-a publicat raportul de evaluare a reformelor implementate de cele două state candidate la aderare. Șeful executivului european, Ursula von der Leyen, a îndemnat statele membre să deschidă negocierile de aderare, chiar dacă Ucraina și Republica Moldova nu au realizat toate reformele necesare. Președintele Comisiei Europene a explicat că nevoie de decizia politică a Consiliului European pentru ca executivul de la Bruxelles să poată începe stabilirea cadrului de negocieri. E vorba de o procedură nevoioasă prin care Comisia stabilește ce reforme vor trebui să aplice statele candidate la fiecare dintre cele peste 30 de capitole, atunci când negocierile vor începe la propriu. Ursula von der Leyen a precizat că în perioada elaborării cadrului de negocieri, Ucraina și Republica Moldova vor avea timp să-și acopere restanțele, iar în martie Comisia va prezenta un nou raport de evaluare a reformelor. Însă cu mai puțin de o săptămână înaintea summitului Consiliului European, Ungaria declară că se va opune deschiderii negocierilor de aderare cu Ucraina, ceea ce înseamnă că acestea riscă să fie blocate și pentru Republica Moldova, ambele state fiind tratate la pachet de Uniunea Europeană. Premierul maghiar Victor Orban insistă că Ucraina nu a realizat reformele necesare pentru a fi deschisă calea spre negocieri. Președintele Ucrainei neagă însă afirmațiile premierului Ungariei și l-a îndemnat să renunțe la refuzul de a deschide negocierile de aderare cu țara sa. Ucraina виконує всі зобов'язання. Ми вже неодноразово це доводили. Сьогодні, до речі, Верховна Рада України ухвалила необхідні закони відповідно до рекомендацій Єврокомісії у сферах антикорупції та прав національних меншин. Враховано висновки Венеційської комісії конкретно щодо національних спільнот. Ми очікуємо, що зусилля України будуть належним чином оцінені лідерами Євросоюзу. І відповідні європейські обіцянки України будуть виконані. Președintele ucrainean a declarat că a avut duminică un schimb verbal foarte direct cu premierul Ungariei în timpul ceremoniei de învestire a președintelui argentinian Javier Milei la Buenos Aires. Însă nu a dat vreun semn că Victor Orban și-ar fi schimbat poziția față de blocarea negocierilor de aderare cu Ucraina. Kievul, împreună cu aliații europeni, continuă să depună eforturi diplomatice susținute pentru a depăși problema, iar ministrul ucrainean de externe a declarat azi la Bruxelles că blocarea negocierilor de aderare va afecta atât Ucraina cât și Uniunea Europeană. For both Ukraine and the European Union. For Ukraine, for the people of Ukraine, it will be a highly demotivational decision. But also for the European Union, it will send a message across the continent into the area of enlargement, but also beyond that area, that the European Union is unable to make decisions of historic nature and keep its promises. So I think it will be devastating for both if this happens. La insistența Ungariei, Kievul și-a modificat din nou săptămâna trecută legea privind minoritățile pentru a se alinia recomandărilor Uniunii Europene. Kievul a avut în ultimele luni contacte la cel mai înalt nivel cu guvernul lui Orban pentru a încerca să-l convingă să-și schimbe poziția la următorul summit al Consiliului European.